Cătălin Predoiu a fost în această seară favoritul cert al buzoienilor veniți la întrunirea democrat-liberală. Chiar înainte de a asculta moțiunile expuse, cei prezenți declarau mare parte că vor acorda votul lor buzoianului Predoiu. Abonez că să fie un candidat care e din zona noastră, automat și a fost și ministrul justiției și e și buzoian. Sperăm să fie o alegere bună, atât din partea mea cât și a colegilor. Dânsul buzoian, eu cunosc familia. Am fost coleg cu mama dânsului la Centrul de Proiectare Județean și deci și am încredere în el. Cunoscându-i familia, am încredere absolută. Mai iasă și orașul nostru din zona asta cenușiului. Algoritmul pentru desemnarea candidatului la președinție aplicat de Partidul Democrat Liberal este unul total inovator, membrii partidului putându-și exprima votul. Vreau să vă zic că este pentru prima dată când candidatul la președinție este votat în cadrul partidului, începând de la cele mai joase niveluri până la nivelul maxim. Odată puși față în față, cei doi candidați și-au expus pe rând moțiunile, dezvăluindu-le celor prezenți viziunile și proiectele lor despre cum ar trebui să fie condusă România. Să ne prezentăm proiectele de țară și să ne întâlnim cu colegii de partid. Societate Vie, proiectul meu chiar face un apel la ceea ce înseamnă unitatea forțelor de dreapta și sper că lucrul acesta să fie realizat cu aportul PDL și în jurul Partidului Democrat Liberal. După ce au ascultat în această seară moțiunea celor doi candidați, pedeliștii buzoieni își vor da votul sâmbătă.